Postul Crăciunului, care începe mâine, devine din ce în ce mai greu de ținut și nu din cauza restricțiilor alimentare, ci a celor financiare. Hrana pentru suflet, așa cum o numesc credincioșii, este mult mai scumpă în 2022. Cu toate acestea, oamenii nu se abadă la tradiție. Dezlegarea la pește se va numi de acum dezlegarea la portofele. Peștele e mai scump cu 30% față de anul trecut. Haideți să vedem împreună ce putem mânca într-o zi și cât vom cheltui la finalul acesteia. Pentru 4 persoane, dacă la micul dejun, care conține un borcan de silvoiță și un pateu cu ciuperci, plus o pâine, vom cheltui aproximativ 60 de lei. Pentru prânzul format din tofu, care se poate face pe grill sau simplu, plus niște paste alături de hibiscați, avem aproximativ încă 60 de lei. Iar dacă la cină alegem mozzarella cu vinete, coapte, pe foc sau hummus, vom mai cheltui încă 50 de lei. Postul Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie, durează 40 de zile. Credincioșii nu mănâncă în această perioadă alimente de origine animală și caută înlocuitori care le pot asigura necesarul caloric. Fructe, legume, cereale, nuci, produse din soia. Putem să ne asigurăm aportul de proteine chiar și din sursele vegetale, atâta vreme cât știm cum să facem lucrul acesta. Asigură un fel de detox al organismului. De asta foarte multe studii arată că persoanele care țin post se simt mai bine, se simt mai ușoare. Sunt și 14 dezlegări la pește în această perioadă. Venim pentru clienții băcăniilor noastre cu un păstrăv ecologic proaspăt. Este varianta aceasta, este deja eviscerat. Venim cu altă variantă, pește afumat, care este deja afumat și se consumă ca atare. Avem pentru gustări sau un mic dejun o variantă de zacuscă cu pește. Dezlegările la pește sunt un motiv de bucurie, nu doar pentru cei care țin post, ci și pentru proprietarii de restaurante cu specific. Coicile ajung la 65 de lei porția, rapane la fel, 55 de lei porția și sunt porții generoase, crapul de Dunăre 60-65 de lei și ceilalți pești se învârt tot pe la prețurile acestea. Peștele s-a scumpit cu cel puțin 30%, adică dacă noi luam crapul cu 16-17 lei, acum cel mai mic preț la crap este 25, somnul tot așa, 25-30 de lei față de 20 de lei, e inclusiv peștele din alte, din import, adică peștele din Grecia s-a scumpit, peștele de mare, calcanul, hamsia, cam în jur de 30% față de anul trecut. Oamenii spun că în continuare țin post, chiar dacă au crescut prețurile. Orice alimente, tot ce înseamnă legume, doar că scot carnea și brânzeturile și lactatele. În special pe bază de legume, fructe și gen în zona asta de legume, fructe și pâine. Postul Crăciunului se încheie pe 24 decembrie. Preoții spun că abstinența alimentară trebuie însoțită și de post spiritual.